Iulie este luna în care se poate face prima rectificare bugetară din an. La Slatina s-au făcut calcule, s-au reanalizat prioritățile, s-a tras linie și s-a hotărât unde trebuie să meargă cele mai mari sume de bani. Am introdus noi obiective de străzi care vor fi proiectate, care vor fi lansate în execuție pe parcursul anului 2014. O sper să se și finalizeze. Este vorba de străzi precum strada Caracostea, Poet Florin Dumitrana, Câmpului, Marine Sandrean, Oltului și strada Grădiște este prinsă tot în acest obiectiv. În urma solicitării venite de la Mănăstirea Strehareți, autoritățile au decis să aloce bani lăcașului de cult pentru lucrări împotriva alunecărilor de teren. Finanțarea Mănăstirii Strehareți, pentru că acolo avem o solicitare de la Maica Stareță, prin care ne solicită o sumă de bani urgent, pentru că au loc alunecări de teren, au loc infiltrații de apă și trebuie să intervenim urgent, cu atât mai mult cât este un obiectiv istoric, o ctitorie a lui Mihai Viteazu și cred că este datoria noastră a comunității să intervenim asupra acestui obiectiv. Clubul sportiv municipal are nevoie de un buget mai mare pentru întreținerea bazinului didactic de înot și a plajei Olt, pe care le are în subordine de anul acesta. La Clubul sportiv municipal avem două obiective care nu au fost prinse la începutul anului în finanțare și anume este vorba despre bazinul de înot și plaja Olt. Edificii care, știți dumneavoastră, au fost inaugurate și normal că avem cheltuieli cu acestea și prin această hotărâre de Consiliu Local n-am făcut altceva decât să alocăm cheltuielile de funcționare. Consilierii locali s-au reunit ieri în ședință și au aprobat toate modificările în bugetul Slatinei, așa că nu mai rămâne decât ca responsabilii să pună în practică aceste investiții.